Și, domnul general, ce mai faceți să trăiți, domnul Oprea? E bine, nu? Leafa merge, țara se umflă în PIB, a venit și căldura. A, chiar, plecați pe undeva prin concediu, domne? Am văzut că aveți atât de mulți bani încât v-ați putea permite să mergeți chiar și Mamaia în vara asta. Dar să nu vă duceți prin Bora Bora, Bahamas, Doamne ferește, chestii de-astea, vă călcați pe Bombeu cu toți bugetarii. Da, e plin de profesori și de medici, cică pe acolo. Agenția Națională de Integritate a clasat investigația privind averea ministrului de interne, Gabriel Oprea, fără să constate nereguli. Ministrul a anunțat că a primit raportul inspectorilor ANI. Președintele UNPR a fost reclamat la Agenția Națională de Integritate de o avocată care, în numele unui client, a cerut verificarea averii demnitarului din ultimii 10 ani. Potrivit ultimei declarații de avere, Gabriel Oprea are 2 terenuri, 3 case, 2 apartamente, 2 case de vacanță și un spațiu comercial. Așa, asta voiam să vă întreb, ca bugetar ce sunteți? O să plătiți concediul din contul ăla de 140.000 de euro? Din chiria pe care o luați pe spațiul comercial pe care îl dețineți? Sau vindeți din bijuterii? Adevărul e că la cât de ferchezuit sunteți, cum vă vopsiți părul, sprâncenele, parcă ar merge niște cercei. Da, ceva finuț, elegant, care să vă dea și mai multă prestanță și care să exprime cum se cuvine interesul național. Este și proprietarul a 2 autoturisme și are bijuterii și obiecte de artă în valoare de 60.000 de euro. Oprea are în conturi 140.000 de euro și 60.000 de lei. Chiar cu obiectele astea de artă cum stați? Tablouri, statui, ce aveți? Sunt de-astea luate de la domnul Vâlcov sau ce? Parcă vă văd seara, domnule Oprea, în cabinetul de lucru, pufăind la un trabuc și admirând măreția unui Renoir, în timp ce mângâiați o pisică de-aia cheală egipteană.